La PNL Giurgiu urmează un proces de reorganizare, a anunțat astăzi liderul filialei liberale județene, Gheorghe Ștefan. El a mai anunțat că, la fel ca și Dumitru Beanu și ca deputatul Marin Anton, va renunța la postul de consilier județean pentru a se concentra către alegerile parlamentare. Eu mi-am prezentat demisia din funcția de candidat pentru Consiliul Județean. Am spus de la început că nu acesta este targetul meu politic. Am făcut-o doar din spirit de echipă. Având în vedere rezultatele obținute la alegerile locale, Gheorghe Ștefan consideră că PNL Giurgiu poate obține la toamnă un mandat de senator și unul de deputat. Până în acest moment, doar Ștefan și-a anunțat intenția de a candida din partea PNL în județul Giurgiu, iar ceilalți candidați vor fi anunțați până la 1 iulie.